La ora 11:14 minute a parvenit apelul în despre centru, precum că pe adresa drumul Schinoasei 140 arde o locuință. Ajungând la fața locului, în componența a doua cursă, am constatat că locuința ardea în interior, în camera unde se afla o persoană. Intrând în interior, în aparate, am depistat persoana în cameră pe jos. Persoana a fost evacuată, însă n-a putut fi salvată.